conformitate cu prevederile articolului 45 aliniatul 2 litera C, articolul 53, 63, 109 din legea numărul 80 din 1995 privind statutul cadrelor militare cu modificările și completările ulterioare ale articolului 2 litera B din anexa numărul 6 și ale articolului 1 litera D din anexa numărul 11 la ordinul Ministrului Afacerilor Interne numărul 177 din 16.11.2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne cu modificările și completările ulterioare ordon. Cu prilejul zilei de 13 septembrie 2022, ziua pompierilor din România, următorii ofițeri în activitate din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Maior Constantin Enea al județului Bacău, care s-au distins prin modul de îndeplinire a atribuțiilor, pregătire profesională și comportare demnă, se înaintează în gradul următor, înaintea expirării stagiului minim în grad, astfel. În gradul de locotenent colonel, Maior Cojocaru Vasile Marian. În gradul de capitan, locotenent Bocancea Constantin Tiberiu. Avem deosebită onoare de a ruga pe domnul prefect să înmâneze gradele. Preocupările pentru prevenirea și stingerea incendiilor își au începuturile încă de la apariția primelor aglomerări urbane, atunci când focul a devenit un potențial pericol pentru viața omului și pentru produsul muncii acestora. Însă, aceste preocupări au fost sporadice, fără să aibă un caracter bine organizat. Actul de naștere al serviciilor băcăoane de pompieri este legea dată de domnitorul Mihail Grigore Sturza în anul 1835, sub denumirea de așezământul pentru organizarea comandei de pompieri. Acest act legislativ punea în aplicare prevederile regulamentului organic. Ziua de 13 septembrie 1848 este o dată semnificativă, nu doar în tradiția armei pompierilor, ci în întreaga istorie a României. Aniversarea de la 13 septembrie a fost sărbătorită încă din anul 1863, iar un secol mai târziu, în 1953, a devenit oficial Ziua Pompierilor din România. Astăzi, nu există evenimente la care pompierii să nu fie solicitați, ceea ce presupune, din partea acestora, o bună pregătire, cunoștințe și deprinderi profesionale, disciplină și muncă în echipă. Pompierul este prezent nu doar ca să salveze, ci și să înțeleagă și să aline suferința celui care l-a chemat în ajutor. Iar toate acestea se măsoară în ore de pregătire profesională, fizică și psihologică. Stimați colegi, vă asigurăm de toată aprecierea noastră. Știm că ați ales un drum dificil, drum pe care nu oricine are menirea de a-l parcurge. Tocmai din acest motiv ne confruntăm adesea cu lipsa personalului, ceea ce înseamnă că ore întregi de muncă suplimentară vă împoverează uneori umerii. Cu toate acestea, vă mobilizați și acționați întotdeauna exemplar, iar în fața devotamentului vostru, niciodată cuvintele nu par a fi suficient de bine alese. În ultimii 3 ani am fost puși cu toții în fața unor misiuni cu totul noi. Dar asta nu înseamnă că nu am reușit împreună să ne încurajăm, să învățăm și să acționăm în consecință. În momentul în care întreaga lume era greu încercată de pandemia de COVID-19, noi am dat din nou dovadă de implicare și spirit de sacrificiu, contribuind alături de celelalte instituții ale statului la menținerea sănătății și siguranței cetățenilor. Nu a trecut mult timp și am simțit cu toții fiorul unui război purtat la granițele țării noastre. Ne-am mobilizat și am venit rapid în sprijinul celor care au pășit temător pământul țării noastre, cu speranța că vor găsi în noi sprijin și înțelegere. Am desfășurat și desfășurăm încă zeci de misiuni în taberele
de la Sireți și Huși. Toate aceste fapte confirmă că, indiferent de vreme și indiferent de vremuri, ne îndeplinim misiunile cu datoruire, fiind permanent în slujba cetățenilor și a țării de asemenea. Pe această cale doresc să-mi exprim aprecierea față de camarazii noștri din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, dar și față de Serviciul Județean de Ambulanță și, nu în cele din urmă, de instituția prefectului, pentru buna colaborare pe care am avut-o pe parcursul acestor misiuni comune. Deși grele și diverse, misiunile pe care le desfășurăm zilnic ne confirmă că lumea pompierilor este una a camaraderiei, a provocărilor, uneori a înfrângerilor, dar și a victoriilor. Este o lume în care nu poți uita de cel alături de care pleci la intervenție și alături de care intri în foc. Este o responsabilitate și o onoare pentru fiecare pompier de a salva viețile cetățenilor, bunurile lor și mediul înconjurător, dar și de a avea grijă ca toți camarazii să se întoarcă de la intervenții la familiile lor teferi și nevătămați. Însă, pentru a ne întoarce cu toții bine acasă, este nevoie ca în dotare să avem tehnică de intervenție și echipamente de ultimă generație. Din fericire, instituția noastră se bucură în permanență de sprijinul și suportul acordat atât de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, cât și de Consiliul Județean, prin intermediul cărora am primit și vom primi în continuare tehnica necesară desfășurării în bune condiții a misiunilor operative. Pe această cale doresc să aduc mulțumiri Consiliului Județean, care a înțeles că la fel de importante sunt siguranța cetățenilor, cât și siguranța salvatorilor noștri. Aș dori doar să mai menționez faptul că, datorită acestei instituții, am reușit să avem în permanență ambulanțele în funcțiune și nu numai. Știm cu toții cât de solicitante au fost ambulanțele solicitate în ultimii 2 ani. În continuare, avem în vedere, conform strategiei de dezvoltare a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, înființarea a 4 noi subunități, subunități vitale pentru reducerea timpului de răspuns. Și tot aici aș vrea să menționez că un aport semnificativ în buna desfășurare a intervențiilor noastre îl are administrația locală, care ne-a sprijinit în dezvoltarea subunităților existente în momentul de față și pe sprijinul cărora ne bazăm și în dezvoltarea noilor subunități. Mulțumirile noastre se îndreaptă și spre cei a căror muncă este de neprețuit și aici mă refer la voluntarii de care ne bucurăm că îi avem în echipa noastră. Deși sunt tineri, își sacrifică ore întregi din timpul liber pentru a-i ajuta pe ceilalți. Aprecierea noastră este cu atât mai mare cu cât mulți dintre ei sunt elevi, studenți, lucrează și cu toate acestea își găsesc timp să acorde ajutor semenilor. Ziua de 13 septembrie a fost celebrată de-a lungul timpului în diferite forme de instituția noastră, dar astăzi, după o lungă perioadă în care nu ne-am putut întâlni, într-o formulă mai numeroasă, ne bucurăm cu atât mai mult de emoția acestui moment. Îi avem alături de noi pe câțiva dintre colegii noștri care, după ani întregi de activitate în slujba semenilor, au trecut în rezervă. Le mulțumim pentru că au ales să fie prezenți alături de noi, dar și pentru tot aportul pe care l-au adus instituției noastre. Scopul nostru este acela de a preveni, iar în acest sens un rol important îl au reprezentanții instituțiilor mass media, care ne-au sprijinit în permanență în difuzarea mesajelor noastre, motiv pentru care vă mulțumim. Aniversarea celor 174 de ani de la eroicele lupte din Dealul Spirii îmi oferă plăcuta ocazie de a transmite tuturor colegilor sincere felicitări pentru efortul remarcabil, pentru devotamentul față de țară și față de cetățenii săi, alături de urarea de noi și însemnate succese în activitatea viitoare. La mulți ani, dragi camarazi!
convinși că sunteți un real sprijin. De pe dealul Spirii, în urmă cu 174 de ani, pompierii români au obținut încrederea și respectul cetățenilor prin misiuni de cele mai multe ori extrem de dificile. Faptul că astăzi România este un stat funcțional și sigur se datorează inclusiv eforturilor neobosite ale celor care ne protejează și ne salvează. Cu toții am fost impresionați de profesionalismul salvatorilor dovedit și în ultima perioadă în care țara noastră a fost afectată de fenomene climatice extreme, secetă, inundații, incendii. În misiunile cotidiene de acordare asistenței medicale de urgență, faceți dovada umanității, gestionând provocări dintre cele mai diverse, cu empatie și respect față de cei aflați în suferință. Mereu la datorie, pompierii români au dovedit încă o dată că sunt salvatori europeni, misiunile dificile din Grecia și Franța, colaborarea cu echipele partenere din Europa, au demonstrat că solidaritatea și curajul sunt valori universale, traduse în teren prin eforturi supraomenești și autentice fapte de eroism. Mulțumiri și recunoștință eroilor noștri salvatori, România și întreaga Europa contează pe dumneavoastră. La mulți ani și mult succes în misiunile voastre de salvare. Permiteți-mi să vă spun și eu, în calitate de prefect al județului Bacău și de președinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, câteva cuvinte. Ele, de fapt, redau experiența ultimelor luni de mandat în relația cu instituția dumneavoastră și cu arma pe care o celebrăm astăzi, arma pompierilor. De fiecare dată când pare că nimic nu mai este de făcut sau totul este pierdut, sau pare că este pierdut, întotdeauna va apărea un pompier care va da o mână de ajutor sau va pune umărul pentru a ieși din necaz. Vă felicit pentru ceea ce faceți, vă urez la mulți ani și mult succes în activitatea voastră. Pentru defilare, onorul spre dreapta, înainte, marș!